Să vă am găsit la Games of Glory, un nou episod cu un nou mod de joc de data asta, un mod de joc în care un jucător este ales ca VIP, ceilalți trebuie să-l protejeze. Și e pe runde. E destul de interesant modul ăsta de joc, nu l-am mai văzut alte MOBA-uri până acum și de asta am vrut să vi-l arăt. Și hai să vedem. Deci unul de tipul ăsta, Bjorn, o să fie selectat ca VIP, după cum vedeți, are o stea în jurul lui. Și noi pe el trebuie să-l protejăm și între timp trebuie să-i omorâm VIP-ul inamicilor. Hai să vedem cine reușește să-ți câștige prima rundă. Și interesant că e foarte rapid. Adică intri, te joci și ai ieșit. Și mi se pare foarte tare modul ăsta de joc. E destul de fun. Și dacă vreți să încercați și voi jocul ăsta, v-am zis, e gratis pe Steam. Eventual, dacă vreți, aveți un link în descriere care vă duce mai rapid la joc. Unde e echipa adversă? Hai să mergem să capturăm punctul ăsta din mijloc, e un singur punct aici. Sau? Nu cred că trebuie să-l capturăm. Trebuie să omorâm superstarul lor. Vă că ia op, uite-i. Plec de aici. Ăsta e superstarul, dacă-l omorâm, câștigăm. Bine așa. Și am câștigat. Și vedeți acolo sus, avem un punct. Și mai spunează din nou. Din nou, acum ne va lăsa să ne cumpărăm chestii. Da, mergem pe shop, să ne upgradăm tunul, luăm un tun mai bun. Săbiuța nu am bani să-mi cumpăr, dar o să cumpăr niște moduri eventual, niște offensive mods. Cumpărăm ăsta. Și suntem gata de următoarea rundă. O să-mi iau și skill-ul ăsta, upgradăm ăsta de aici. Și hai să vedem cine reușește să câștige următoarea rundă. Și mi se pare foarte tare modul ăsta de joc. Nu știu de ce mai multe MOBA-uri nu au implementat chestia asta. Modul de VIP pe care îl știam noi din Team Fortress, ăla vechi rău de tot, Team Fortress clasic, chiar și Counter-Strike 1.6 parcă avea un VIP mod. Uite că și jocul ăsta are unul și mi se pare foarte tare. Așa. Oricum, nu uitați, dacă vreți să mai încercăm joculețe de pe Steam din Early Access, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai încerca și dacă aveți voi sugestii eventual de jocuri de pe Steam, să-mi lăsați în comentarii. Unde-i VIP-ul? Ăsta e. Au reușit să ne omoare VIP-ul nostru. Bun, până acum e 1 la 1. Hai să vedem. Cumpărăm cel mai bun tun. Cel puțin cred că e cel mai bun, că așa vine upgrade-ul. Și la săbiuțe nu avem încă bani, dar vă mai cumpărăm cu un offensive mod. O să folosesc un physical attack. Așa. Și un de ăsta. Bun. Și de data asta eu sunt VIP-ul. Dacă mor, pierd runda pentru echipa mea. Așa că eu trebuie să am grijă să nu mor. Orice s-ar întâmpla să nu mor, să avem grijă. O să stau cu echipa în principal. Și ori face asta meu. Oh, doamne. Da, și m-au prins ăștia aici și echipa mea a fugit departe. Da. Echipa mea s-a dus încolo. M-au lăsat singur. Și bineînțeles că echipa Orange a reușit să câștige runda asta. Bun, hai să văd, pot să mă upgradez și eu asta, uite, mi-au două săbiuțe de-astea. Sau nu, uite, mergem pe chestia asta. Ia să văd, pot să mi le schimb acum. Când începe runda o să vi le arăt. Trebuie să recuperăm. Cred că ai aici, deci ai 1, 2, 3, 4, 5. Cred că 5 versus 5 puncte și iau 2. Așa. Astea sunt săbiuțele, destul de faine. Iarăși sunt VIP-ul. What the fuck? Să am grijă, că dacă mor iarăși... Și echipa mea fuge de mine, nu știu de ce. Ei trebuie să mă protejeze, nu să fugă. Dar o să merg după ei, că altfel... Merg după ei... Da, eu sunt Superstar Survive. Bine așa. Și am reușit să le omorâm VIP-ul lor, înainte să mă omoare ei pe mine. Și suntem 2 la 2, suntem la egalitate acum. Hai să vedem, sunt curios ce o să câștige. E destul de interesant că e competițional modul ăsta, mai competițional decât celălalt în opinia mea. Uite, astea sunt mai faine la săbii, uite ce mișto e asta. Dar, momentan păstrăm pasta. Radiation Launcher? Uitați un sniper, cred că cu astea mari rupi destul de tare, dar lăsăm așa momentan. Bun, și tipul ăsta e VIP-ul de data asta.
Hai să-l protejăm. Jocul ăsta e gratis pe Steam, dar v-am zis, aveți un link în descriere dacă vreți să-l încercați, să ajungeți mai repede la el, intrați pe link și vă uitați acolo. Ce ne-au surprins băieții? Și au reușit să ne omoare VIP-ul înainte să-l omorăm noi pe al lor. Ne-au surprins, au sărit pe noi, pur și simplu. Și n-am avut timp să mai, nici să respirăm măcar. Hai să-mi upgradez și eu. Asta ce e? Asta e un flamethrower. Mi-ar trebui ceva de șoc. Să le dau șoc direct. Dacă mi-au sniper, cu sniperul până se încarcă, până... Uite, un shotgun ar fi super. Așa, mergem pe ruta shotgun. Îmi place că pot să selectez ce armă vreau eu, nu mă limitează la nicio armă. Și ca la Counter-Strike, adică îți cumperi arma cu banii pe care i-ai runda respectivă. Mi se pare foarte tare juculețul, sincer. Așa. VIP-ul, omorâți VIP-ul, repede. Hai, hai. Ia uite mă ce ne-au făcut ăștia. Ne-au făcut praf. Ne-au făcut praf. Bun. Dacă nu reușim să-i rupem de data asta, practic ei au câștigat. Hai să vedem ce mai putem să cumpărăm la... O să-mi cumpăr ofensiv, non-stop ofensiv, pentru că trebuie să dăm damage. Dar de data asta sunt eu VIP-ul, o să încerc să mă protejez un pic mai mult decât ei. Hai să vedem dacă reușim. Hop, și am pornit. Hai, repede. Și am impresia că mai, în afară de modul ăsta de joc și ăla pe care l-am mai văzut prima dată, mai sunt câteva moduri interesante și o să le încercăm pe toate. Ok. Cred că mi-au omorât toată echipa și acum vin pe mine, băieții. Deci, am luat-o la fugă. Asta e VIP-ul, dacă îl omor pe ăsta, câștigăm. Ce damage îmi dă! Holy shit! Vă ați văzut ce damage mi-a dat tipul ăsta mie? N-avem nicio șansă împotriva lui, doamne! Și ne-am luat defeat! Oricum, interesant modul ăsta de joc. Foarte interesant. Hai să vedem. Puteți mă adăuga și la prieteni, dar din câte am înțeles, e o limită de prieteni, deci eu dacă mă duc aici... Zice, error, you've reached your limit. Deci, sunt 100 de oameni. Probabil să fac curățenie și să văd cine joacă și cine nu joacă. Și eventual, poate să vă mai invit să jucăm împreună, dacă așa. Dar, da, e o limită de prieteni. Nu știu de ce au făcut chestia asta developerii. Habar n-am. Hai să vedem aici. Player stats. Astea sunt de câte ori am câștigat, de câte ori am pierdut. Match history. Istoria match-ului. Clonele, pentru că așa se numesc în jocul ăsta, când te duci și îți selectezi caracterul, știți voi, în League of Legends se numesc campioni, în Dota se numesc eroi, ei bine aici le zice clone. Și fiecare are diferite staturi, fiecare face o anumită chestie și vezi și aici sunt chestii, la fel ca, e un sistem similar cu Dota chiar, că poți selectezi nu doar un skin predefinit, ci la fiecare chestie, la, de exemplu la cap, la mâini, poți să-ți iei alte mâini, la asta poți să-ți iei alte... Nu, e, momentan e early access, adică încă mai lucrează la el, dar... aș spune eu că promite jocul, promite și... mie unul îmi place. Îmi place că are moduri diferite față de restul jocurilor de tipul ăsta. De exemplu, modul ăsta pe care l-am jucat noi acum e complet diferit față de ce am mai jucat în alte MOBA-uri. Și mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Așa, aici ai clubs unde poți să-ți faci un club. Poate să facem și noi un club, având în vedere că nu poți să vă adaug la prieteni pe toți. Facem un club la ce level? La level 5. Deci, momentan nu pot să fac un club, dar o să facem și o să vă invit pe toți în club. Cred că asta se poate face. Așa. Și la shop aici poți să-ți cumperi mai multe clone. Momentan am toate clonele, dar... Da. Oricum, asta e Games of Glory. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vreți mai multe jocuri indie de pe Steam, în Early Access eventual, pentru că vreau să le testez, să vedem la... La început cum arată. Da? Și
Da, aveți link în descriere dacă vreți să încercați și voi. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!